ascultăm de cei reprezentanți care le avem bătut, niciun pas fără voia lor, dar... Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Eu ca să fie de special ambientul, să vă urez bun venit. Eram nerăbdător să vă avem oaspeți. Sper să vă simțiți bine și să vă întoarceți acasă cu amintiri plăcute despre România, despre Dobroiești și să legăm o prietenie strânsă. Drumul a fost lung, dar interesant. Foarte bine și frumos. Peisaje impresionante. Am plecat de la ora 7:30. Și am ajuns seara. Au mă prind, cum pe plajă mă prind, pentru că vara nu dorm. Eu vara nu. Bună, mă numesc Caterina și astăzi sunt reporter și aș vrea să aflu de la Alexandra cum i s-a părut ziua de astăzi. Să o întrebăm! Bună, mă numesc Alexandra. Astăzi am fost la mare în Constanța, la o plajă extraordinar de frumoasă și mare, unde am petrecut ziua împreună cu toți prietenii, cu toți tăgașca. Am fost pentru prima dată la mare, a fost super frumos. A fost foarte interesant la mare. Cum a fost? Foarte bine. Și ce v-a plăcut cel mai mult? Să not și să mă urc pe spatele la băieți. V-ați simțit bine? Da! Cum ați petrecut prima zi la Dobroiești? A fost o zi foarte interesantă, cu multe emoții pozitive, cu multe pozne, am avut de toate. Am fost foarte surprinși de dansul delfinilor, apă curată, tot a fost bine și super. Am fost la delfinariu, am văzut apă curată, plajă curată, copiii au fost cu minți. Foarte mult mi-a plăcut însoțitorii care au fost la mare, acei tineri care, nu știu, au fost un sprijin foarte mare pentru noi, s-au jucat cu copiii noștri, parcă erau fraților, sincer. Asta a fost ceva, să vedeți cum toți urcau peste ei, săreau, se jucau, toți erau la aceeași vârstă, nu se vedea care e din 9 ani și care poate ce. Foarte interesant și foarte frumos și mulțumesc foarte mult însoțitorilor pentru aceste clipe minunate că trecut cu noi.
E că de-astea era în albă, că poate am văzut și mi se muzeu, mai apoi am fost la bazin. Acolo am învățat să învăț a nota. A fost foarte distractiv și mi-a plăcut. Eu mă numesc Maxim. Mie mi-au plăcut animalele și păsările. Da, la muzeu a fost foarte interesant și am învățat multe chestii. Mi-au plăcut și păsările. Casa poporului și am văzut tot aproape, era din nou. Era minunat. Dacă vinzi așa, faci ceva bani. Faci o casă de bani, vezi. Faci bănișorul din... Cum vă numiți? Amelia. Lavinia. Cum vă s-a părut astăzi munții? Da. N-am fost la munții. Mi s-a părut tare frumos că ajunge eu tocmai la nori și mi-a plăcut, dar păcat că n-aveam telefonul să fac fotografii. Dar mi-a plăcut. Eu cred că mă zic pe munții să ating nori. Din Republica Moldova, Sat Hurești, Raionul Ialovii. Cum a fost ziua de astăzi? Super, dar m-am tristat când am fost la celălalt castel. Cum ți s-a părut ziua de azi? Foarte interesantă. Unde ați fost? La munte și la castel. Thank you.
Hai! Hai să vă faci pof! Thank you.
Am făcut o mică petrecere și am avut muzică bună. I-am distrat un pic și apoi a fost stingerea. Și am băut suc, am mâncat tort, a fost două zile de naștere. Aseară ne-am simțit foarte bine alături de toți prietenii cu care am venit și alături de prietenii noștri din România. La fel, cum a spus și colegul, ne-am simțit extraordinar. Ne-am distrat, am făcut o mică petrecere alături de cei dragi și ne-am simțit foarte, foarte și exact foarte bine. Da, cam ultima seară a fost nebunie, un party serios ca să ținem minte această vacanță, că ne-a marcat cumva viețile, a fost o experiență foarte minunată pe care o să ne amintim, cred că tot restul vieții și ne bucurăm că, deși am venit toți din aceeași localitate, am reușit să ne împrietenim chiar și cu personalul, cu voluntarii, cu cei de aici, a fost foarte frumos. Ne facem prieteni, da! Și au fost 5 zile pline de... pline, doar asta pot spun. M-am simțit tratată ca acasă, m-am simțit tratată cu respect, cu amabilitate și m-am simțit acasă, așa vă spun. Să ne vedem cu bine! Mulțumim! A fost o vacanță extraordinară. Ne revedem!